Biblia vorbește despre fiii lui Sahar care înțelegeau vremurile și știau ce trebuie să facă poporul lor. Deși lumea devine tot mai turbulentă, ca și creștini trebuie să învățăm să citim semnele vremurilor din România, Europa, Orientul Mijlociu și întreaga lume pentru a fi pregătiți, a ne ruga și a acționa. Producem și transmitem documentare, emisiuni și știri despre evenimente și misiuni creștine din România și întreg Mapamondul, conflicte din zone fierbinți ca Orientul Mijlociu, biserica persecutată, probleme sociale, mărturii și relatări unice. Motivăm creștinii români să se roage pentru țară. Un loc special îl ocupă și Israelul, pe care l-am susținut de la începuturile noastre ca fiind poporul lui Dumnezeu. Difuzând documentare actuale și știrile Mapamon creștin, Jerusalem Deadline și Alfa Omega News, oferim o perspectivă creștină asupra evenimentelor actuale. Publicăm anual sute de știri online. Pe canalul nostru de YouTube, 7 din top 10 materiale vizionate sunt știri. Pe Facebook, proporția fiind de 4 știri în top 10 materiale. Producem anual 10 de știri video din România privind realitățile din țara noastră și publicăm multe altele doar online. În emisiunea Realități și Perspective analizăm evenimente actuale dintr-o perspectivă creștină. Temele includ avortul și adopția, familia, ideologia de gen, islamul în Europa, Brexitul și viitorul Uniunii Europene, populismul, relația Rusia-Ucraina, terorismul, situația din Orientul Mijlociu, realitățile actuale din România și multe altele. În emisiunea Puterea Rugăciunii informăm și încurajăm creștinii să se roage în unitate pentru România, Israel și alte aspecte din contextul internațional. Derulăm anual campania Înțelegerea Vremurilor în luna mai, promovând materiale pe canalul Alfa Omega TV, online și în revista noastră. Din 2006 organizăm anual evenimente de rugăciune și campanii media pentru a susține Israelul, încurajând creștinii români să susțină și să se roage pentru poporul ales al lui Dumnezeu. Anual distribuim gratuit mii de reviste Alfa Omega TV Magazin cu articole pe tema Înțelegerea Vremurilor.